Suntem în ultima parte a capitolului 7, capitol care scoate în evidență comportamentul păcătos al unuia dintre conducătorii poporului Israel, Acan, din seminția lui Iuda, un urmaș al patriarhului Iuda. Acan, deși cunoaște care este porunca lui Dumnezeu, nu ține cont de ea. Deși știe că nu are voie să ia nimic din ceea ce găsește în cetatea Erihon, pentru că Dumnezeu și-a asumat ca proprietate tot ceea ce este metal prețios, Acan însă vede ceva argint, aur, o îmbrăcăminte frumoasă și considerând că nu-l vede nimeni, își însușește aceste lucruri. Dumnezeu consideră că este blestem ceea ce face el. A luat din lucrurile blestemate, a luat din lucrurile care nu trebuiau să ajungă în afara cetății Erihon decât în tezaurul lui Dumnezeu ca metale prețioase. Iar hainele, lucrurile, ființele, viețile oamenilor trebuiau să rămână în cetatea Erihon, ca o cetate blestemată. Am observat în discuțiile pe care le-am avut până acum faptul că Dumnezeu a preluat conducerea pentru a scoate la iveală pe cel care a fost vinovat. Nimeni din poporul Israel nu știa cine a păcătuit, însă poporul întreg a suferit pierderea a aproximativ 36 de oameni în lupta împotriva cetății Ai. Dumnezeu conduce prin sorți, prin tragerea la sorți, modalitatea prin care se descopere pe cel vinovat. În timpul acesta, în timpul tragerii la sorți, în timpul nopții dinaintea tragerii la sorți, este o vreme în care Acan poate să se pocăiască. Ar fi putut să meargă la Iosua, ar fi putut să meargă înaintea cortului, acolo unde era chivotul lui Dumnezeu. Și acolo să aducă o jertfă, să recunoască, să aducă lucrurile pe care le-a luat. Însă n-a făcut lucrul acesta. La un moment dat, însă, când sorțul l-a scos în evidență, Acan este pus în situația de a recunoaște. Da, spune el, așa este, așa am făcut, am văzut, mi-au plăcut și am luat. Tot ceea ce am luat se găsește în cort. De la versetul 22, Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Interesant că oamenii trimiși de Iosua nu au mers încet, au alergat. Poate din nerăbdare, nu doar pentru a testa adevărul descoperirii lui Dumnezeu. Au alergat pentru ca nu cumva Dumnezeu să se mânie mai mult, pentru ca să cruțe pe Israel de o vinovăție care încă plana asupra întregului popor. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au dus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Cu alte cuvinte, tot ceea ce Acan furase ca fiind parte a lui Dumnezeu, nu folosise. El doar le așezase în mijlocul cortului. Probabil că o fi probat în timpul vreunei nopții haina aceea de șinear. Poate că s-o fi uitat când a săpat groapa în mijlocul cortului să așeze argintul și aurul. Însă nu a putut să beneficieze de ele. După ce au descoperit articolele furate, oamenii le-au pus înaintea Domnului, lucrul acesta ca un semn al apartenenței lor, pentru că Dumnezeu își asumase dreptul de proprietate a tot ceea ce era metal prețios din cetatea Erihon. Aceasta arată natura directă religioasă a procesului. Dumnezeu a condus sorțul, făptuitorul păcatului a fost descoperit, acum lucrurile devotate sunt așezate solemn, unul câte unul înaintea celui care este drept de proprietar. Ca o mărturisire a păcatului,
dar și ca un act de restituire. Păcatul a fost ceva mai mult decât un act de neascultare din partea lui Acan. A fost o încălcare a legământului divin, a fost un sacrilegiu, un jaf al lui Dumnezeu, o sequestrare nelegită în scopuri josnice, egoiste, a ceea ce îi aparținea lui Dumnezeu. Secretul cu care a fost comis păcatul a fost de asemenea o sfidare cu privire la tot știința divină. Oricât de banală ar părea infracțiunea dintr-o viziune superficială a ei, ea conține elemente esențiale ale oricărei încălcări păcătoase. Acest lucru ne face să ne gândim cu privire la atitudinea pe care uneori o avem față de neascultarea pe care o manifestăm atunci când suntem ispitiți. Uneori ni se pare că Dumnezeu nu ține cont chiar de toate detaliile poruncilor pe care El ni le-a dat. Uneori credem că Dumnezeu, când spune ceva, uită și nici nu ne mai controlează. Alteori credem că ceea ce facem, altfel decât Dumnezeu ne-a spus, nu este atât de grav, mai ales când nu aduce un prejudiciu celor din jurul nostru. Lucrurile acestea sunt niște ispite rafinate care ne fac să credem că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al elementelor amănunțite. Uneori credem că Dumnezeu este un Dumnezeu în angro, la modul general să te porți frumos, la modul general să te porți onorabil, la modul general să spui adevărul. În realitate, însă, Dumnezeu este atât de scrupulos în dorința lui de a ne asemăna cu el, încât, pe de o parte, ne descoperă providența lui în ceea ce Domnul Iisus spunea: Tatăl vostru știe ceea ce faceți, știe care sunt nevoile voastre. Și spunea Domnul Iisus: Tatăl vă poartă atât de mult de grijă, încât chiar și firele de păr sunt numărate. Sigur că aici metafora aceasta nu se referă strict la firele de păr, ci la Domnul Iisus vrea să scoată în evidență elementele de amănunt pe care Dumnezeu le manifestă față de noi în grija Lui. Gândurile, sentimentele, privirile, gesturile, chiar și intențiile, toate sunt înaintea lui Dumnezeu importante și El este interesat să manifestăm toată exprimarea vieții noastre, de la nivelul gândului până la nivelul emoțiilor, să manifestăm totul curat și sincer, ca și când El este prezent, ca și când El este de față cu noi. Acan ne spune că Dumnezeu știe tot, știe ceea ce ai făcut, știe unde ești, știe unde este păcatul, știe care este trăirea inimii tale și îți oferă un timp de har, îți oferă un timp de întoarcere. Dacă nu beneficiezi de timpul acesta, atunci vei suporta consecințele neascultării tale. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah. Au luat argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și pe fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui, și tot ce era al lui, i-au suit în Valea Acor. Mă opresc un pic și privesc descrierea aceasta, care pare să fie destul de îngrozitoare. Pentru că dacă înțeleg că argintul, mantaua, placa de aur sunt lucruri pe care Acan și le-a însușit, și nu trebuia să facă lucrul acesta, aceste lucruri au adus blestem în cortul lui și acolo unde au apărut aceste elemente care îi aparțineau de drept lui Dumnezeu, declarându-se proprietarul lor prin distrugerea Erihonului, acestea însă au avut o influență atât de puternică încât au transformat în același mod blestemat și pe copiii lui Acan.
și băieții și fetele lui Acan, dar și animalele, boii, măgarii, oile, dar și locuința lui și tot ce era a lui. Aceasta, dintr-un anumit punct de vedere, este îngrozitor, pentru că păcatul transformă în ceea ce este necurat tot ceea ce este în proprietatea ta. Tu însuți, dacă păcătuiești, devii păcătos și tot ceea ce ai devine în același fel, prin viața ta, prin acțiunea de îndepărtare a lui Dumnezeu, nu mai păstrează binecuvântarea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu își retrage binecuvântarea, atunci peste tot ceea ce ai, peste tot ceea ce ești, se așează blestemul. Influența păcatului unui om asupra vieții și asupra destinului multora este foarte greu de cunoscut. Nu se spune nimic despre efectul păcatului lui Acan asupra familiei sale, cu excepția faptului că i-a implicat cu el însuși în același final mizerabil. Nu se spune în Biblie dacă Acan a avut vreun asociat. Probabil că îi avea pe cei din casa lui. Crima acestui om însă este imputată întregului Israel pe principiul unității organice a întregii națiuni. Așa cum se spune că trupul este bolnav sau rănit, deși boala poate să apară doar la unul dintre membre. Păcatul dă o expresie clară unui spirit care predomină mai mult sau mai puțin în interiorul cuiva și dă forme distincte ale răului secret existent. Vinovăția acestei călcări a rămas asupra întregului Israel până când, prin condamnare publică, trebuia să fie ștearsă. Și acum urmează să se întâmple lucrul acesta. S-ar putea părea o judecată aspră faptul că familia lui Acan a avut aceeași soartă. Dar păcatul este o chestiune serioasă cu care nu se poate glumi. Este atât de ciudat. În timp ce credința lui Rahav a salvat întreaga ei casă, rudele ei, familia ei, frații ei, surorile ei, cumnații, nepoții. În același timp, păcatul lui Acan a adus condamnare peste casa lui întreagă, peste copiii lui, peste nevasta lui, peste averile lui, peste cortul lui. Ce diferență în timp ce Rahav, o necunoscătoare a lui Dumnezeu, își salvează familia. Acan, un urmaș al lui Iacov, un strănepot al lui Avram, își pierde familia, își pierde viața, își pierde veșnicia. Se subînțelege că ei vor fi avut cunoștință de activitățile sale, rudele lui Acan, copiii, nevasta, pentru că bunurile furate de Acan au fost îngropate sub cortul lor. Este posibil ca și copiii lui să fi participat la păcatul său. Poate că erau împreună. Nu ni se spune că Acan ar fi fost un om sărac. Dacă citim și privim cu atenție, aici se vorbește despre boi, măgari, despre oi. Aceasta înseamnă că Acan nu a luat din prada aceea interzisă și blestemată de Dumnezeu. Nu a luat pentru că era sărac. Oricum nu s-ar fi justificat lucrul acesta. Dar Acan nu era un om sărac, ci era doar un om păcătos. Tot ce aceea aparținea lui Acan a fost luat și poporul întregime s-a asuit în Valea Acor. Acor înseamnă necaz, tulburare. Acolo era locul în care păcatul trebuia să fie pedepsit.
Acan va fi ucis cu pietre, bunurile lui vor fi arse cu foc. Aceasta înseamnă că Acan a pierdut nu numai ceea ce furase, ci proprietățile sale. Dar cea mai mare valoare este viața lui și viața familiei sale. Întotdeauna acesta este câștigul păcătosului. Păcatul te duce la autodistrugere. Foarte rar păcătosul suferă singur. Și observăm cum familia lui Acan și-a pierdut în întregime viața. Poate că s-au înțeles cu toții la furtul lui. Poate că s-au bucurat cu toții. Când suntem nesăbuiți cu propriile noastre interese, vom distruge cu cruzime perspectivele altora din jurul nostru. Apare însă un lucru extrem de interesant aici. Biblia nu ne dă detalii despre destinul final al lui Acan. Și mulți oameni pun întrebarea: a fost totuși Acan omorât? Sunt păreri diverse cu privire la aceasta. Unii încearcă să vină cu textul biblic. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Într-adevăr, mărturisirea păcatelor este de mare importanță, dar mărturisirea păcatelor implică nu doar recunoașterea păcatelor. Mărturisirea adevărată implică și regretul păcatului și, în același timp, hotărârea de a renunța la păcate. Dacă ar fi să răspundem la întrebarea ce s-a întâmplat cu Acan, a fost omorât sau nu a fost omorât, trebuie să răspundem întâi la întrebarea: Acan, când mărturisește că a fost vinovat, își exprimă regretul față de păcat? Face vreo promisiune că nu va mai face niciodată același păcat? Biblia nu dă niciun detaliu. Versetul 24 ne ajută să înțelegem finalul lui Acan. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiice lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era lui, i-au suit în Valea Acor. Iosua i-a zis: pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-au ucis cu pietre. Este foarte interesantă finalizarea de la versetul 25. Tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-au ucis cu pietre. Pe Acan l-au scos din tabără, ca semn al îndepărtării lor de acel om rău. Execuția trebuia să fie la o distanță, pentru ca tabăra, care a fost tulburată de păcatul lui Acan, să nu fie pângărită de moartea lui. Persoanele angajate la executarea acestuia au fost învinovățite de păcatul lui. A fost fapta întregului Israel. Păcatul lui Acan era păcatul lui Israel. De aceea, toți cei care se simțeau vinovați prin păcatul lui Acan trebuiau să-și dovedească, de fapt, nevinovăția, aruncând cu pietre în el. Bunurile furate au fost distruse împreună cu Acan. Haina aceea frumoasă a ars, așa cum ar fi trebuit să fie cu restul lucrurilor din Erihon. Argintul și aurul s-au topit, s-au pierdut sau poate că au fost îngropate în cenușă, de restul bunurilor sale sub ormanul de pietre, ca să nu fie puse niciodată în utilizare. Toate celelalte bunuri ale lui au fost distruse la fel, nu numai cortul lui și mobilierul acestuia, dar și boii și măgarii și oile, pentru a arăta că bunurile primite pe nedrept, mai ales dacă sunt obținute prin sacrilegiu, vor risipi restul bunurilor la care sunt adăugate. Fiii și fiicele lui au fost omorâți împreună cu el. Unii, într-adevăr, cred că au fost scoși doar pentru a fi spectatorii pedepsei tatălui lor. Dar Biblia spune că i-au ucis cu pietre, i-au ars în foc,
i-au ucis cu pietre. Dumnezeu a prevăzut în mod expres să nu omoare copiii pentru tați, pentru păcatul părinților. Dar în acest caz, Dumnezeu poruncise în mod expres criminalul și tot ce avea să fie ars. Poate că fiii și fiicele lui au fost ajutoare și poate că au încurajat în ticăloșie pe Acan. Într-un fel, poate copiii lui au ajutat ca blestemul să fie în cortul lui și să rămână mai departe peste noapte. Este foarte probabil că chiar copiii au ajutat la ascundere și poate că l-au încurajat. Calea singură și cea mai eficientă de a recupera favoarea divină este prin îndepărtarea cauzei, îndepărtarea păcatului. Și atunci efectul va înceta. S-a avut grijă să păstreze amintirea lui Acan pentru avertizare și pentru instruire, pentru posteritate. A fost ridicată o grămadă de pietre acolo unde fiecare persoană din adunare a trebuit să arunce cu o piatră. Pietrele s-au făcut un morman ca un semn clar de detestare a crimei sale. Un nou nume a fost dat locului. Se va numi de astăzi înaintea Valea Acor, Valea Tulburării, Valea Necazului. Aceasta a fost o marcă perpetuă de infamie pentru numele lui Acan, un avertisment perpetu pentru toți oamenii ca să nu afecteze niciodată și să nu jefuiască proprietatea lui Dumnezeu. Valea Acor este dată ca o ușă a speranței, pentru că atunci când înlăturăm lucrul blestemat, începe să existe speranță în Israel. S-au dus împreună cu Acan oamenii din Israel, conduși de Iosua, s-au dus ca niște oameni blestemați, au anihilat din rădăcină păcatul, l-au ucis, s-au întors din Valea Acor, niște oameni eliberați, căutând să primească din nou binecuvântarea lui Dumnezeu. În sensul acesta, Valea Acor, locul pedepsei lui Acan, a devenit o ușă de speranță, pentru că s-au dus într-un fel acolo, au rezolvat păcatul și s-au întors așteptând binecuvântarea lui Dumnezeu. Într-adevăr, neascultarea noastră întotdeauna va aduce pedeapsa păcatului, pentru că plata păcatului este moartea. Versetul 25 scoate în evidență atitudinea lui Iosua. Pentru ce ne-ai nenorocit? Iosua face parte, se identifică cu întregul popor și el este nenorocit, deși 36 de oameni muriseră, iar el nu fusese afectat, nu fusese rănit în lupta aceea împotriva lui cetății Ai. Pentru ce ne-ai nenorocit? Sigur că întrebarea este retorică. El nu așteaptă un răspuns, ci el pregătește întrebarea aceasta ca să scoată în evidență un lucru. Nu noi te nenorocim, ci Dumnezeu te va nenoroci. Cu alte cuvinte, Iosua nu scoate în evidență răzbunarea lui. El nu o face ca să-i răzbune pe cei 36 de oameni, ci el lasă pe Dumnezeu să fie răzbunătorul poporului Israel. Este adevărat că simpla mărturisire nu este suficientă. Idolul trebuia să fie mistuit în focul jertfei. Oricine păstrează în stăpânirea lui lucrul blestemat se pune sub condamnarea de care nu poate scăpa. Nu contează dacă lucrul interzis are o valoare materială mai mare sau mai mică. S-ar fi putut crede că furtul unei singure haine și a 200 de sicli de argint a fost de mică importanță față de prada bogată a Ierihonului. Este actul însuși pe care Dumnezeu îl condamnă. Cel mai mic lucru interzis de Dumnezeu și reținut este suficient pentru a închide cerurile și pentru a atrage asupra bisericii noastre, asupra familiei noastre, asupra noastră înșine, judecata severă a lui Dumnezeu până când va fi mărturisită și înlăturată. Acan nu a îmbrăcat veșmântul, nici nu a folosit aur.
El doar își ascunsese prada în pământ, în mijlocul cortului său. Încercarea de a acoperi păcatul poate apărea fie dintr-un sentiment de rușine, fie din frică de a fi detectat și pedepsit. Moartea lui Acan prin lapidare este una dintre metodele frecvente de execuție pe care Biblia le menționează. Este folosită pentru a pedepsi crimele împotriva întregii comunități, care constituie o violare a legământului, fie prin apostazie, prin vrăjitorie. Pentru aruncarea cu pietre în cel vinovat, se cerea participarea tuturor persoanelor afectate. În felul acesta, ei își mărturiseau ura față de ceea ce a făcut omul acela. Întrucât nu se poate stabili a cui a fost piatra care a provocat moartea condamnatului, nimeni nu trebuie să poarte vinovăția pentru acea moarte. Versetul 26 spune că au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului acelui anumele Valea Cor, tulburare. Se obișnuiește încă să se ridice pietre peste mormintele criminalilor sau ale unor persoane infame în Orient. Istoria lui Acan însă este o ilustrație vie a textelor din Iacov 1 cu versetele 14 și 15. Fiecare este ispitit când este atras și ademenit de pofta lui însuși. Apoi pofta, când a conceput, dă naștere păcatului și păcatul, odată zămislit, aduce moartea. Acan, prin faptul că și-a însușit un lucru interzis, a devenit anatema el însuși. Potolirea mâniei lui Dumnezeu prin aceasta înseamnă că Domnul s-a întors de la înverșunarea mâniei lui. Înlăturarea păcatului prin adevărata pocăință și reformare este singura cale de a opri pedeapsa lui Dumnezeu. Deseori este posibil ca în mintea noastră să ne punem întrebări din ce cauză observăm că lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă. Poate că punem pe seama ghinionului, poate punem pe seama oboselii, poate că punem pe seama, știu și eu, cărei împotriviri din jur. În realitate s-ar putea întâmpla ca unele lucruri care nu merg bine așa cum ar fi de dorit în relația noastră cu Dumnezeu, în viața noastră sau poate că în viața celor din jurul nostru. Poate că atunci când vedem că lucrurile iau o întorsătură neașteptată, uimitor și surprinzător, poate că ar trebui să verificăm care este relația cu Dumnezeu. Să reconsiderăm tot ceea ce am avut ca atitudine față de promisiunile pe care le-am făcut lui Dumnezeu, față de recunoștința noastră pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat, față de modul în care influențăm prin atitudinea noastră pe cei din jurul nostru. Pentru că niciodată Dumnezeu nu se schimbă, doar oprește pentru o vreme binecuvântările. Și niciodată Dumnezeu nu poate să lase binecuvântarea peste păcat. Asupra păcatului nu vine niciodată binecuvântarea. Asupra păcatului vine doar blestemul. Pentru că păcatul îl îndepărtează pe Dumnezeu și îndepărtează binecuvântarea lui. De aceea, atunci când lucrurile merg rău, surprinzător de rău, trebuie să ne asigurăm și să verificăm dacă prezența lui Dumnezeu ne asigură binecuvântarea. Biblia ne spune că împreună cu Domnul Isus putem să primim toate lucrurile. Și dacă prin păcatul nostru este supărat Mântuitorul, dacă datorită păcatului nostru Dumnezeu nu poate să rămână în preajma noastră, pentru că îl îndepărtăm, da, păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Și atunci rugăciunea nu mai poate să fie ascultată. Viața de păcat îndepărtează pe Dumnezeu și odată cu Dumnezeu îndepărtat, se îndepărtează și binecuvântările sale. Acest lucru dorește să spună Iosua. Tu ne-ai nenorocit, Acan, dar Dumnezeu te va nenoroci pe tine.
Nu este problema noastră în a trata păcatul cuiva, păcat pe care el l-a făcut față de Dumnezeu. Lăsăm pe Dumnezeu să fie răzbunătorul. Lăsăm pe Dumnezeu să rezolve lucrurile acestea. Știind că poporul Israel a fost în confruntare cu două dintre cetățile din Canaan, Ierihonul și cetatea Ai, știm care sunt cele două radicale deosebiri între modul în care Dumnezeu a intervenit și Ierihonul a fost cucerit și modul în care Dumnezeu nu a intervenit și cetatea Ai a adus pierdere, durere și doliu în poporul Israel. Cele două cetăți, Ierihon și Ai, sunt într-un simbol în fața noastră și putem să învățăm din experiența cuceririi lor câteva lucruri. În primul rând, Ierihonul reprezintă lumea. Lumea din jurul nostru. Lumea care ne amenință, lumea care ne îngrozește, lumea care este foarte greu de mulțumit. Cetatea Ai, o cetate mai mică, reprezintă firea pământească. Dar și lumea și firea pământească sunt în același context. Sunt în Canaan. Unii dintre creștini mărșăluiesc în jurul Ierihonului, pot să sufle din trompete în timp ce vorbesc despre faptul că sunt creștini separați de restul lumii. Oamenii aceștia au cucerit lumea. Dar cum rămâne cu firea lor? Unii dintre cei mai periculoși oameni din biserică sunt acei supersfinți care vorbesc despre victoria asupra lumii, dar care sunt înfrânți la ai prin poftele firești. Sunt oameni care în lume sunt ireproșabili, trăiesc frumos, au o viață fără greșeală, sunt morali, dar în sufletul lor, în ascunzișul inimii lor, ei nu trăiesc păcate, în gândurile lor, în poftele lor, ei nu sunt în același fel așa cum sunt în exteriorul lor. Sunt mulți creștini care vorbesc despre trăirea unei vieți biruitoare. De fapt, nici nu știu ce este aceasta. Viața biruitoare este viața lui Hristos. Doar El este Cel care obține victoria. Noi nu putem să obținem niciodată. Acan este tipul de păcătos nepocăit. El persistă în păcatul său până când vine marea clipa dezvăluirii. Așa cum păcătoșii persistă în păcatul lor până când sunt aduși la bara judecății lui Dumnezeu. Dar atunci este prea târziu să strigi după milă, pentru că a sosit ceasul judecății. De aceea noi trebuie să ne mărturisim și să părăsim păcatul la timp. Aș mai putea adăuga faptul că Acan reprezintă pe acei creștini care sunt nelipsiți de la ritualurile bisericești. Ne aducem aminte că Acan a fost printre cei care au fost tăiați împrejur după ce au intrat în Canaan, după ce au trecut Iordanul, toți bărbații au fost tăiați împrejur. Apoi, toți au participat la sărbătoarea Paștelor. Era prima sărbătoare a Paștelor în Canaan. Știm că Acan a participat la ambele ceremonii. Întrebarea este, cu ce folos? Ce a însemnat pentru el tăierea împrejur? Tăierea împrejur este un legământ pe care Dumnezeu dorea să-l facă cu fiecare persoană. Ce a însemnat pentru Acan Paștele? Mielul pe care Acan, ca și părinte, l-a adus pentru jertfă. Ce a însemnat pentru el mielul nevinovat? Înainte de aceasta, Dumnezeu le-a spus, curățiți-vă și sfințiți-vă. Le-a dat un timp ceremonial de curățire, de sfințire a vieții, pentru că urma să aibă întâlnirea prin tragere la sorți. Acan reprezintă pe creștinul care este nelipsit de la ritualul bisericesc, care merge la serviciile divine, care participă la slujbă, care cântă, se roagă,
care întinde mâna și servește Sfânta Cină, primește binecuvântarea la Paște, dar sufletul lui este total neschimbat. Ceremoniile nu pot să schimbe interiorul omului. Este doar o formă a evlaviei. Acan este reprezentantul multor creștini care se bazează doar pe forma ceremonială, nu se bazează pe Hristos. Acan nu are o legătură strânsă, intimă cu Dumnezeu. El se bazează pe ceremonii și crede că ceremoniile îi garantează viața. Este un lucru important pe care ne-l transmite Acan. Nu forma religioasă, nu ceremonia te salvează, ci legătura personală, relația proprie pe care tu o dezvolți cu Dumnezeul tău. Ce înseamnă Dumnezeu? Nu cel pe care îl vezi la ceremonie, nu cel în fața căruia te închini într-un formalism, ci este cel pe care îl cunoști, pe care îl asculți, pentru că îl iubești. Cerurile nu s-au cutremurat, nici pământul nu s-a cutremurat când Acan a comis păcatul. Niciun fulger nu a coborât de sus peste capul lui Acan. Niciun semn nu a apărut pe pământ sau pe cer ca să-l trădeze. Soarele a răsărit, a apus ca de obicei. Nimic nu a perturbat rutina obișnuită a taberei până la pierderile de la cetatea Ai. Cu toate acestea, Dumnezeu a văzut totul. A vrut să aducă totul la lumină la timpul său. Acan se credea nedescoperit, dar s-a înșelat. La fel se înșală cei care cred că Dumnezeu nu le vede păcatele secrete. Ele pot continua ani de zile nedescoperite, dar Dumnezeu știe totul și poate, în cel mai neașteptat mod, să scoată la lumină totul. Dacă nu înainte, totuși, în acea zi în care secretele tuturor inimilor vor fi descoperite, păcatul pe care păcătosul l-a strâns la sânul său se va arăta în hidoșenia lui înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea îngerilor și înaintea oamenilor. A trăi înseamnă a face alegeri. A te pocăi de păcat înseamnă a-l părăsi. Dar părăsirea păcatului este imposibilă fără recunoaștere, fără regret, fără mărturisire și fără lepădarea lui. Adevărată mărturisire a păcatelor nu se oprește la generalități. Spuneți-i păcatului pe nume. Așa cum a făcut Acan. Le-am văzut, am poftit acele lucruri și le-am luat. Spuneți-i lui Dumnezeu tot ce este în inima voastră. Deschideți-vă inima înaintea lui. Oricum, el știe ce este, așa că nu-i puteți ascunde nimic. De ce mai trebuie totuși să mărturisim? Dintr-un singur motiv. Pentru că mărturisind, ai posibilitatea ca Duhul Sfânt să te facă să regreți. Ai posibilitatea ca Duhul Sfânt să-ți poată arăta consecințele păcatului și să-ți dorești iertarea, dar și renunțarea la păcat. Dacă ar fi să ne uităm acum la ce a însemnat păcatul lui Acan, putem spune că păcatul costă scump. Păcatul costă tot ceea ce ai mai drag. Păcatul costă tot ceea ce ți oferă el cu înșelăciune și mai mult decât atât. Păcatul îți ia și ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Și dacă vorbim de darul lui Dumnezeu, care este viața veșnică, păcatul este singurul mod prin care poți pierde darul lui Iisus, viața veșnică. Merită? Acan ne spune nu. O grămadă de pietre, un loc schimbat și o viață veșnică pierdută. Pentru ce? Doar pentru înșelăciune. Domnul să ne ajute să înțelegem că păcatul nu e joacă, păcatul nu este glumă, ci păcatul este cel care l-a determinat pe Fiul lui Dumnezeu să-și dea viața pentru salvarea noastră. Și lucrul acesta este vestea bună a fiecăruia dintre noi.
pentru că avem prin Domnul Isus rezolvarea păcatului care ne-a distrus, care ne chinuie și care probabil că ne mai amărăște încă viața noastră și o primejduiește pe acelor din jurul nostru. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Amin.